Sunt din, Telorman, chiar din Alexandria, lui Dragnea. Am singurul copil plecat în Anglia. Nu se mai întoarce. Veniți din Telorman, unde domnul Dragnea a fost președinte de Consiliul Județean. Da. Cum e domnul acolo la dumneavoastră? E bine, s-a dezvoltat zona? E sărăcie. Sunt foarte mulți cu ajutor social. Nu s-a făcut absolut nimic. Nu au vrut să vină nicio firmă să poată să-i angajeze. Au vrut să ne țină în întuneric, să poată să manevreze alexandrenii, telormăniți, să fie o masă de manevră, să facă ceea ce vrea unul și altul de la conducere, de la coaliție lui Dragnea. Ce să mai... că trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Nu sunteți mândră că un telormănean de-a dumneavoastră a ajuns în fruntea țării? Nu. Aș fi vrut niște oameni capabili, niște oameni care să găsească tineri, întotdeauna am zis, să-i școlească și să fie atras prin proiecte europene în toate domeniile, să se vadă în școli, în construcții, în sănătate, peste tot. Au trecut 30 de ani și în Alexandria nu se vede mai nimic. Ați votat PSD-ul? Nu. De ce? Nu mă recunosc în principiile lui și în ceea ce face. Mut canalul de televiziune pe alt post ca pe vremea lui Ceaușescu, când vorbește Dragnea, când vorbește Veorica, nu am ce să învăț de la ei, nu am ce să ascult. Ce vă supără cel mai tare la actualii noștri conducători? Minciuna! Și corupția și hoția. Nu ne recunoaștem noi românii. Eu vă spun sincer că nu pot să mai stau să văd minciunile lor, adică în față ne prostesc și ne mint în față.